Am mai închis o campanie electorală, localele 2020, o campanie pe care PSD Olt a făcut-o așa cum a obișnuit electoratul din județul Olt, cu decență, o campanie pozitivă. Ne-a fost mai ușor decât în alte dăți, pentru că am venit în fața oamenilor cu investiții clare pe care le-am făcut, cu obiective clare pentru mandatul următor, iar acest lucru s-a văzut și la urne. Am câștigat cele două municipii, atât Slatina, și îl felicit aici pe domn primar, mulțumesc, pentru un nou mandat. Președinte, mulțumesc frumos. Am și câștigat eu vă și Caracalul și am câștigat orașele Balș, Corabia, Potcoava, Piatra Olt. Din păcate avem și orașe pe care le-am pierdut, Drăgănești și Scorniceștiul le-am pierdut, dar așa este în viață. Localități pe care le câștigi, localități pe care le pierzi, totul trebuie privit cu optimism. În ceea ce privește comunele, încă se centralizează, dar din toate calculele vom avea peste 90 de comune pe care le vom câștiga. Eu cred că arată încă o dată aceste rezultate la Olt că electoratul din județul Olt are încredere în noi. Le mulțumesc încă o dată pentru acest lucru, că au dovedit-o că au încredere în noi, și le promit tuturor oltenilor că nu-i vom dezamăgi, vom continua pe același drum al implementării proiectelor, al modernizării, pe investiții atât pe fonduri proprii cât și fonduri naționale, dar mai ales atragerea de fonduri europene. Vreau să le mulțumesc slătinenilor, vă mulțumesc din suflet, dragii mei. A fost o zi grea, dar au fost 4 ani de muncă pe care împreună i-am dus și ăsta este rezultatul. Vă mulțumesc din suflet și vor urma încă 4 ani de muncă. Nu, domn președinte? Felicitări!